Bună dimineața! Am ajuns la Marbella și ne-am întâlnit cu Nicoleta Verișoara. Ea este turul nostru astăzi, Mira. Nicoleta, unde suntem acum? În Puerto Banús. În Puerto Banús? Da, zona... stai că eu acum dau pe... zona emblematică din Marbella. E puțină lume pentru că lumea aici face viața noaptea. Da? La ora 10 dimineața, puțin de vreme. Dar noaptea e plin și aici e plin de mașini, numai Ferrari și da? Porsche și Lamborghini, că trebuie să plătești... o taxă ca să intri, deci nu intră orice mașina, da. Și noaptea e dezastru, dar ziua liniștită, oamenii pasnici. Da, foarte frumos și uite iahturile astea câte sunt aici. Nicoleta a venit după noi la Malaga. Și astăzi o să petrecem. Ce-am cunoscut pe verișoara Mirabella, că n-am văzut-o niciodată. De câți ani se gândesc căsătoriți? Noi suntem împreună de 16 ani. 16 ani. Wow. Căsătoriți de 10. Anul ăsta, 10, da. Ce frumos, casele cele albe. Iahturile astea. Wow. Câte sunt? Cum ți se pare, Mira? Super! Astăzi o să petrecem o zi în familie. Vremea este superbă. Și aici se află un monument foarte interesant. Pare a fi un iepur. Da, și ia uitați, cea mai tare vedere cu Puerto Banús. Aici, în luna lui august, se organizează o expoziție de mașini foarte scumpe. Deci dacă sunteți pasionați de așa ceva, să nu ratați!